Ai noroc! La IASIG, toate asigurările se fac online într-un singur loc. Oricând ai nevoie, în 3 pași simpli, primești orice asigurare, direct pe e-mail sau SMS. Asigurări pentru călătorii, auto RCA, carte verde, ipotecă și chiar asigurări de sănătate. Te-ai înregistrat odată, ai achitat online rapid și simplu, iar apoi ai acces la toate asigurările tale, oricând îți dorești. Simplu de accesat, simplu de utilizat. Primul serviciu complet digital pentru comoditatea ta. 7 zile pe săptămână suntem aici pentru tine. IASIG.md. Salutare, oameni buni! Astăzi avem un test drive cu regina drumurilor din România, mai ales că în ultima perioadă am avut test drive-uri cu tot felul de mașini, așa un pic mai scumpe, multe din ele electrice și inclusiv chineze. Cineva ne-a scris să revenim un pic cu picioarele pe pământ și iată, dacă tot a venit prima Dacia hibridă de serie din istoria mărcii în Republica Moldova, am zis neapărat o testăm. Este vorba, bineînțeles, de Jogger Hybrid, un model foarte interesant, unul care promite un consum de combustibil tare bun și eu cred că este o mașină tocmai bună pentru, poate, companiile care n-ar avea bani de o mașină electrică. În Republica Moldova lucrurile stau un pic mai complicat cu procurarea mașinilor electrice, că nu avem subvenții și de obicei cele noi din showroom sunt destul de scumpe, respectiv asta poate fi așa ca un pas spre mașinile electrice, dacă vreți, sau de ce nu o mașină de flotă pentru companii sau chiar și o mașină de familie, pentru că Jogger, știm noi, este o mașină destul de spațioasă. Hai să vedem în primul rând care e treaba cu sistemul hibrid, cât consumă și cum se conduce mașina asta. Toate vi le spun imediat. Trecem acum la calculatorul de leasing oferit de BT Leasing Moldova, care, apropo, de curând a anunțat un program de finanțare atractiv în lei moldovenești. Astfel, prețul unui Dacia Jogger hibrid ca cel de test este de 23.500 de euro sau echivalentul a 459.500 de lei moldovenești. Prin urmare, dacă este să accesați o finanțare în lei de la BT Leasing Moldova pe o perioadă de 5 ani, din start va trebui să achitați un avans de 40% sau 184.000 de lei. Plata lunară în acest caz va fi de 6.340 de lei moldovenești. Pentru mai multe detalii, accesați btleasing.md. Acum că ați văzut cât costă un Jogger hibrid ca preț de start și prețul exemplarului testat, vreau să vă atrag atenția, în ciuda faptului că poate mai mulți dintre voi și inclusiv eu la un moment dat nu eram obișnuit cu prețuri de peste 20.000 de euro pentru o Dacia, dacă e să mergi din alt punct de vedere și să vezi alte modele care ar oferi același spațiu și ți-ar mai da și un sistem de propulsie hibrid, mașina asta este destul de atractivă ca preț. Bineînțeles, dacă este să dăm la o parte toate mașinile chineze aduse neoficial în țara noastră și care poate cumva ar fi și mai interesante ca preț. Vorbesc despre mașini aduse oficial în Republica Moldova cu garanție aici, service și tot ce trebuie. Ca și preț, primul care mi-a venit în cap la un model concurent, dar doar după preț, pentru că nu le poți compara pe cele două direct după dimensiuni și poate alte lucruri, ar fi Yaris Cross hibrid, pentru că am o asemenea mașină acasă. Ea pornește de la vreo 22.000 și un pic de dolari, dar poate ajunge la 28.000 de dolari, pe când asta, vă spuneam, 23.000, aproape 700 de euro în dotarea pe care o conduc eu și ai sistem multimedia cu Apple CarPlay și Android Auto cu fir, ai climatizarea automată, asta e bine, comenzi pentru volan, comenzi vocale, ai și cruise control obișnuit, mai ai și sistemul hibrid de propulsie, încălzire la scaune, cotieră, ceea ce contează într-o Dacia și, bineînțeles, geamurile și oglinzile
retrovizoare pot fi acționate electric. Deci mașina asta nu e chiar goală din punct de vedere a dotărilor și mie mi se pare că la dimensiunea pe care o are și unde mai pui că dacă mai adaugi vreo 700 de euro ai și 7 locuri, mi se pare o ofertă destul de bună pe partea de hibrid. Și chiar i-am întrebat pe cei de la Dacia, ei au importat sau au comandat 10 astfel de exemplare în prima partidă și deja 5 s-au vândut foarte ușor. Mașina asta e matriculată de 2 zile în Republica Moldova, deci eu cred că un pic câte un pic mașina asta o să fie destul de interesantă și aș vedea aici ca și clienți companiile, poate care își doresc pentru curierii lor sau pentru personalul lor o mașină eficientă și atât companiile care și-ar dori mașini eficiente, dar n-ar avea banii de o mașină electrică. Noi știm că o mașină electrică adusă oficial în Republica Moldova, unde nu avem subvenții, costă destul de mult. În mod normal poate să treacă de 30.000 de euro și garantat că va trece de 30.000 de euro și dacă nu vrei să dai banii ăștia sau nu i-ai, atunci așa ca un prim pas spre eficiență ar fi un jogger hibrid. Nu știu, care e părerea voastră? Spuneți-mi și voi în comentarii. Hai să vorbim despre consum. Cea mai mică cifră pe care eu am văzut-o astăzi a fost de 5,1 litri. Mașina luată de la Dacia, resetat consumul și plecat un pic prin oraș și spre Orcheiul Vechi. Cine știe și este din Republica Moldova, cam vreo 40-45 de kilometri de mers până la Orcheiul Vechi. La moment am 5,3 litri, a scăzut acum de la 5,4 spre 5,3 litri. Cred că e destul de posibil să scoți cu mașina asta poate și un 4,9 litri, dacă mergi super atent cu acceleratorul. Și vorbim cu directorul celor de la Dacia, care a și condus destul de mult Arcana. El acolo spunea că a scos vreo 5-6 litri mai mult, 6-5 în regim de iarnă și 5 litri mai mult în regim de vară. Spunea el că teoretic, având același sistem hibrid cum este pe Arcana, aici pe Jogger hibrid, s-ar putea cam să scoți aceleași cifre. Și mă uit eu că cam pe acolo ar fi. Haideți acum să vorbim un pic și despre sistemul de propulsie și trebuie să recunosc că este un pic neobișnuit să vezi sub capota unei Dacii aceste fire, portocalii și aceste componente, blocuri și tot ce mai e partea sistemului hibrid de propulsie. Dar uite că se întâmplă odată cu prima Dacie hibridă de serie din istoria mărcii. Bun. La baza acestui sistem hibrid stă motorul pe benzină de 1,6 litri care produce 90 de cai putere. Mai avem două electromotoare, cum spune Dacia. Bun, în esență e cam același starter generator care stă pe curea ca la toate mașinile mild hybrid, dar cel mai important este electromotorul care reușește și să pună în mișcare mașina, un electromotor care mai dă suficientă putere ca atât motorul cu ardere internă, cât și electromotorul împreună să livreze 140 de cai putere. Toată energia este stocată într-un set de baterii de 1,2 kW. Mulți dintre voi poate deja obișnuiți cu mașinile electrice, cu cele plug-in hybrid, unde deja bateriile sunt și mai mari ca în trecut, vor spune că este puțin. Dacia spune că este ok, mai ales că motivează cu posibilitatea de a merge la 100% electric până la 80% din perioada cât conduceți în oraș. Nu știu dacă ați înțeles ce am avut în vedere. Cu alte cuvinte, Dacia spune că poți merge pur electric prin oraș cam 80% din distanța pe care o parcurgi de obicei în mediul urban. Ideea este că mașina asta reușește să încarce repede bateriile datorită, noi știm deja, la poate regenera atât la frânare cât și la decelerare. Deci lucrurile astea sunt posibile și în primul rând mai avem ceva și la nivelul cutiei. Bun, o să găsiți standard, cel puțin băieții de la Dacia Moldova mi-au dat datele tehnice și scrie trecut în dreapta cutiei de viteze, automată 6 trepte. De altfel, aici lucrurile stau un pic altfel.
cutie în 4 trepte pentru motorul cu ardere internă și alte 2 trepte merg pentru electromotor. Iar partea cea mai bună la toată treaba asta este că sau asta a fost posibil inclusiv datorită faptului că această cutie nu are un ambreiaj. Treaba e complicată. Cei de la Renault au patentat multe lucruri în legătură cu acest sistem hibrid de propulsie. Noi prima oară l-am testat pe Captur, acum îl avem pe Arcana, deci și cam tot aceeași treabă a trecut și sub capota Daciei Jogger. Bun, mai multe despre consum, cum se conduce mașina asta și particularitățile ei de mașină hibridă, că sunt ceva la interior, vă spun imediat. Două lucruri sunt destul de strani când pornești prima dată cu mașina asta. Întâi de toate, sunetul ăsta tipic mașinilor hibride când mergi pe modul electric. Și e straniu să îl auzi pe o Dacia, nu că ar fi el ca și sunet cumva straniu. Dar bineînțeles te obișnuiești și te dai cu ideea că ai apucat să conduci cea mai eficientă Dacia din istoria brandului. Și un lucru tot așa interesant și curios este că trebuie să te obișnuiești să vezi cutia automată cu acest regim de mers brake, cel care de fapt te ajută să recuperezi cât mai multă energie electrică. Cred că nu e un secret ce face el, dar pentru cei care nu cunosc, foarte pe scurt, când mergi în modul B sau brake, care ar veni de la frână, când iei piciorul de pe accelerator, mașina va pune un pic de frână și astfel aici pe bord veți vedea deodată că bateria se încarcă și de altfel se încarcă ea destul de ușor, pentru că vezi acest lucru sau cât de tare este încărcată, v-am spus, aici pe partea stângă și din acest punct de vedere mașina asta chiar reușește să meargă destul de mult pe energie electrică. Vei simți când intră motorul cu ardere internă în funcțiune, se aude el așa destul de bine de sub capotă, dar na, cea care cumva se aude mai tare sau cel care se aude mai tare de fapt este zgomotul care ar veni de la roți. Acest lucru deja v-am spus și în alt test drive. Antifonarea nu e extraordinară aici. Eu aș îmbunătăți-o imediat ce aș cumpăra mașina asta, dar nu e o problemă. Asta se rezolvă. Nu o să vorbesc prea mult despre exteriorul acestei mașini. Noi am testat deja Jogger, unde povestim despre dimensiuni, gardă la sol, ampatament, tot ce este nevoie despre mașina asta, găsiți acolo, test drive-ul este aici. Vreau să vorbesc acum despre noul limbaj de design a celor de la Dacia în privința grilei, poate radiatorului și bineînțeles care acest limbaj de design a culminat cu noul logo, care îl vedem atât pe noile modele, cât și în showroom-urile Dacia. Noi chiar astăzi eram cu Victor în fața showroom-ului și el a spus că îi place cum arată noul logo și chiar arată bine. Cumva au combinat litera D cu C și iată, cam asta a ieșit. Mie îmi place, nu știu cum vouă. Asta este grila nouă, care o vedem pe mai multe modele cu accentele astea albe și bineînțeles accentele de culoare albă și pe interiorul farurilor, în special iată desenul ăsta care îl vedem aici. Foarte frumos arată, mie îmi place și arată destul de bine. Bun, odată cu hibridul, pe lângă cele 6 culori care erau disponibile pentru Jogger, iată, a mai apărut și această culoare gri, care nu poate fi comandată pe un alt model Dacia. Cam atât de aici din față, ia să mergem un pic și în spate. În mare parte, singurul indiciu că aveți o versiune hibridă în fața voastră stă fix aici, în acest sticker cu inscripția hibrid sub modelul Jogger. Deci cam asta-i toată treaba, cum puteți identifica versiunea hibridă pe Jogger. Dar, bun, nu-i problemă. Mai arătăm încă o dată
portbagajul acestei mașini, care de fapt este și unul din marele avantaje pe care îl are un jogger. Indiferent, este hibrid sau pe benzină sau benzină cu gaz, chiar nu contează. Dar aici tot o să vorbim un pic și despre sistemul hibrid. Aici avem versiunea în 5 locuri, puteți vedea cât este de mare spațiul portbagajului, dacă este să vorbim în cifre, 585 de litri. Spațiu mare, mai rabatezi și bancheta, în general ajungi pe la 1800 de litri. Asta este mult. Dacă e să vorbim de portbagaj atunci când avem și rândul 3 de scaune, atunci el ar fi de undeva 500 de litri și cu scaunele rabatate de vreo aproape 1600. La fel, este spațios. Ziceam că o să vorbesc un pic și de sistemul hibrid. O să încerc să ridic aici, dar nu știu dacă îmi va ieși ceva. Imediat încercăm. Ia să vedem. Aha, el este prins în clipsă. Da. Nu, n-a să iasă. Am vrut eu să vă arăt și locul unde este depozitată bateria de 1,2 kW, dar este prins în, iată, niște chestii speciale ca să nu poți deschide acolo. Dacă la versiunea care are și posibilitatea de a merge pe gaz, aici, jos, în compartimentul unde, în mod normal, ar fi roata de rezervă, stă balonul de gaz, atunci, la hibrid, aici, sunt bateriile electrice și asta a fost gândit din start atunci când a fost dezvoltată platforma și caroseria modelului Jogger. Deci, undeva pe aici sunt bateriile. Ce se întâmplă cu roata de rezervă? Bineînțeles, nu o aveți. Aici aveți un kit de reparare cu spuma a roții. Dacă problema e mai gravă, asta e. Platformă, sunat și mergeți la vulcanizare, dar asta nu e doar în cazul Daciei, dar multe, multe, multe modele care se produc în prezent. Primul lucru care o să-ți placă aici, bineînțeles, este levierul cutiei de viteză și nu cum arată, dar prezența lui, pentru că este unul tipic de o mașină automată. Bun, noi mai avem cutie automată pe Jogger, dar oricum pe o mașină hibridă nu poate fi altfel. Deci nu există manuală pentru această versiune și e și normal să fie așa. Ce s-a schimbat aici față de celelalte versiuni? Bun, în primul rând, standard, ai câteva lucruri, cum ar fi cotiera și frâna de mână electrică. Deci asta le ai standard pe versiunea hibridă. Și, bineînțeles, tot aici, în fața șoferului, ai ceva ce nu poți găsi pe celelalte versiuni Jogger. În primul rând, ai acest meniu tipic pentru modelele hibride, unde pe lângă consum, autonomie și tot așa mai departe, poți vedea în ce mod mergi, în modul EV, deci în modul electric, sau bateria se încarcă acum. Mai poți și vedea cât de încărcată este bateria aici. Poate nu i-a arătat super, într-un mod super fancy, dar așa, zici că e tot același indicator cu cel care îți arată câtă benzină ai în rezervor, dar oricum este un indiciu și asta e de bine. Până la Orheiul Vechi din Chișinău, cine știe, vreo 35-40 de km, poate un pic mai mult, nu prea am mers prin oraș. Acum am 5,2 litri pentru că a crescut un pic cât am filmat noi pe loc aici, că s-a mai pornit din când în când motorul. Am venit cu 5,1 litri și de altfel cam pe acolo ar trebui să fie consumul, dacă e să mergi liniștit. Cam vreo 5 litri și un pic spre 6, poate la unii o să scadă chiar și sub 5 litri. Este posibil, nu-i ceva ieșit din comun. Un lucru important este că Dacia spune că autonomia acestei versiuni pe un rezervor plin de benzină ar fi de 900 de kilometri. Acum eu văd autonomie de 420 de kilometri și am fix jumătate de rezervor. Deci dacă e să-i facem plinul, am cam merge spre un 840 de kilometri, ceea ce este foarte aproape de ce declară cei de la Dacia și o autonomie foarte bună. De altfel, bun,
spații de depozitare întotdeauna bune, ai și pentru telefon aici foarte ușor cotiera, poți pune telefonul inclusiv aici sau niște chei și lucruri care nu trebuie să se vadă. Despre media nav și toate astea știți, doar că este un mic moment care un pic m-am întristat să-l descoper. Noi când am testat Loganul, asta era prima mașină pe care eu am reușit să conectez telefonul la sistemul CarPlay fără fir, m-am uimit, am zis wow, pe Dacia, asta e prima mașină. Testasem înainte de asta mașini mai scumpe care nu aveau această tehnologie. Între timp m-am uimit să aflu că a dispărut treaba cu CarPlay Wireless și Android Auto Wireless. Și asta e o treabă tare interesantă, pentru că acum Dacia le oferă doar prin fir. Glumeam și cu cei de la Dacia, zic ce, nu cumva băieții care răspund de aceste modele și-au dat seama că oferă prea mult într-un segment unde de obicei nu te aștepți să primești prea multe. Și mă gândesc eu cam asta și a fost. Un pic m-am întristat, pentru că tare fain era. Oricum, ai sistemele astea cu media navul, doar că trebuie să conectezi firul și USB-ul, bineînțeles, este aici, în partea de sus sau în stânga monitorului. În rest, totul ca la un jogger, aceeași textură aici, acest material textil care l-am văzut și pe Sandero. Plastic, na, astea sunt niște lucruri care întotdeauna sunt în Dacia, dar de altfel la prețul ăsta nici nu poți cere prea multe. Dar un lucru pe care îl promite Dacia este că poți face o autonomie de 900 de kilometri cu rezervorul plin de combustibil și, bineînțeles, iată, cu sistemul acesta hibrid. 900 de kilometri, mie mi se pare asta foarte bine, pentru că eu sunt din categoria aia de oameni cărora nu le place să intre foarte des pe la stațiile de alimentare, iar pe mașinile unde ai 35-40 de litri în rezervor te cam supără să intri destul de des pe la stație. Puterea 140 de cai, faci vreo 9 secunde, 9,7 secunde dacă nu greșesc, până la 100 de km la oră în varianta cu 5 locuri și 10 secunde în varianta cu 7 locuri. Deci nu poți spune că e super dinamică, dar în același timp oricum te poți angaja și în ceva depășiri dacă, bineînțeles, nu e la viteză prea mare, dar oricum nici nu este cea mai lentă Dacia pe care am condus-o. E ceva putere acolo sub capotă. Cutia lucrează destul de intuitiv, e cumva un pic mai specifică la mers. Dacă e să nu uiți că nu-i o cutie care să aibă un ambreiaj. Iată, o auziți și voi cum lucrează. Am un pic peste 100 de km la oră, motorul se aude, turează destul de mult motorul și, bineînțeles, odată cu asta crește și consumul de combustibil. Voi ce credeți despre jogger hibrid? V-ar place un asemenea model sau nu? Aștept tare mult părerea voastră în comentarii. Eu v-am spus care sunt argumentele mele pro, care sunt contra, tot v-am zis, un pic despre antifonare, poate motorul se aude mai tare. Nu-mi place că au renunțat la CarPlay Wireless, probabil și-au dat seama că oferă prea multe și gata. Nu mai este așa ceva deloc pe Dacia și asta un pic m-a supărat. Oameni buni, acesta a fost test drive-ul nostru cu jogger hybrid. Bun, pe mine m-a impresionat în primul rând prețul, credeți sau nu, pentru că deja v-am spus cam că ar fi unul dintre cele mai atractive modele hibride din Republica Moldova după preț și aici deja am motivat de ce, plus că este și spațioasă, nu găsește a doua mașină la banii ăștia în țara noastră și încă să fie și hibridă. Alta e întrebarea că noi nu prea suntem obișnuiți cu prețuri de peste 20.000 de euro plătiți pe o Dacia, dar vremurile s-au schimbat. V-am și povestit și eu despre asta, dar ați văzut și voi în paralel cât de mult au crescut prețurile la toate. Acum aștept părerea voastră în comentarii. Ce credeți despre Dacia Jogger Hybrid?
vă place consumul sau nu și în general, dacă lăsați un comentariu, neapărat vă răspund. Vă mulțumesc tare mult că ne-ați vizionat. Noi ne revedem data viitoare la un nou test drive. Pe curând, pa, pa!